În anul 2015, comisarii Gărzii de Mediu Suceava au desfășurat un număr de 1012 acțiuni de control, dintre care 446 planificate, iar 536 neplanificate. În total, 676 au urmărit poluarea industrială, face cunoscut șeful instituției, precizând că alte 336 de inspecții au vizat respectarea reglementărilor legale privind biodiversitatea, biosecuritatea și ariile naturale protejate. Comisarul șef susține că numai puțin de 225 de inspecții s-au axat pe verificarea sesizărilor și petițiilor primite pe adresa instituției, 8 s-au concentrat pe realizarea măsurilor impuse cu prilejul de scinderilor anterioare, în timp ce 39 de acțiuni s-au întreprins ca urmare a autosesizării. De asemenea, 169 de controle au fost dispuse de Comisariatul General al Gărzii de Mediu, 5 inspecții au fost impuse de investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra mediului, 8 inspecții s-au operat pentru identificarea unor obiective noi, 2 inspecții au avut scopul verificării modului de respectare a condițiilor impuse prin actul de reglementare și încă 80 de verificări au fost întreprinse împreună cu alte autorități. Pe durata anului 2015, comisarii județeni de mediu au constatat 154 de sancțiuni contravenționale, aplicând 77 de avertismente și dând 77 de amenzi, acestea din urmă în valoare totală de 1028 de milioane de lei. În 12 cazuri, lucrătorii Comisariatului Județean al Gărzii de Mediu au procedat la suspendări de activitate, iar pentru încă două s-a făcut propunerea de suspendare a actelor de reglementare. Într-o singură situație s-a impus măsura desființării lucrărilor.